Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Două doamne, profesor universitar de la Facultatea de Medicină din Galați, a fost condamnate în primă instanță pentru sistemul de șpagă pe care îl organizaseră pentru fraudarea unor examene de specializare la care participau medicii rezidenți. Am mai vorbit cu ceva timp în urmă despre acest caz, dar acum s-a dat o primă sentință și avem noi detalii. Savuroase, dintr-un anumit punct de vedere. În mod cert, deplorabile. Dar să spunem, ca să știți cum e, să nu faceți ca ele. Astfel, aceste două doamne, doamna Cerasela și încarci, și doamna Păunița Grecu, stabiliseră un tarif fix și unic de 2000 de euro, în schimbul căruia candidatul la examen urma să primească pachet complet. Și anume, subiectele de examen, posibilitatea de a copia din manual în timpul examenului, subiectul care urma să fie dat efectiv, adică subiectele erau pentru cazul în care voiai să răsfoiești, să vezi așa, să ai tot albumul. Dar se spunea și care urma să fie single-ul. Să ai tot albumul. Așa. Bonus în format electronic pe WhatsApp, manualul din care urma să se copieze, cu paginile de la care trebuia să se copieze menționate. Și sublinia eventual. Da. Adică, se vor da din următoarele subiecte, se va alege subiectul acesta, aveți manualul aici, vedeți că la pagina 72-73, cu roșu, de acolo trebuie să copie. Dar, practic, dânsele, din ce îmi spui, vindeau numai pachetul de 2000 de euro, adică... Da, nu aveau altceva. Ele ți arătau, aici e cinism, că ele ți arătau ce ai fi putut cumpăra opțional pe bucăți mai ieftin. Și poate tu vrei doar subiectele, vrei să înveți 5 subiecte și din ele îți pică sigur unul. Da. Asta ar fi fost un tarif probabil de un 400 de euro, zic eu. Dacă vrei și... Da, mă, serios, dacă vrei subiect unic, 800 de euro, adică... Da, așa. Vrei poate și... nu vrem manualul, avem manualul nostru. Asta zic, poate îți dădeau și un stilou scripționat frumos cu numele tău. Da. Și dacă pachetul premium cu scris de mână deja livrat. Exact, da. Și alea. Din păcate însă nu mai sunt valabile, acum mai vindem doar pachetul... Da. Păi asta a fost, era... Atât. Asta era oferta all inclusiv, nu avea nimic de negociat, adică nu era de mii pensiune sau ceva. Da, da. All inclusiv atât, asta era sistemul lor de lucru. Doamna Cerasela și doamna Păunița, cu toate că aveau acest pachet, sau poate tocmai de aia, nu au avut prea mult succes. Au fost refuzate de mai mulți candidați, care au explicat că suma e totuși prea mare, 2000 de euro, adică... E da, un pic mult. Și cu inima strânsă, doamnele Cerasela și Păunița au acceptat totuși o reducere, maxim 50%, dar le-au sugerat insistent celor care se plângeau că n-au bani să facă un împrumut, să mai vorbească cu rudele, să facă ceva, că totuși... Ceva, da. Da. În cele din urmă au găsit o dată în viață de examen, adică... Da, au găsit 3 clienți. Dădeau pentru parodontologie, examen de parodontologie. Uh-huh. Au găsit 3 clienți, 3 medici rezidenți, care s-au angajat să facă plată. Bine, doamnă, haideți că iau eu. Să... Haideți că mai am... Pastea două le mai am. Da, lor le-au fost trimise subiectele, dar, ca să vezi, mă, nu mai există seriozitate în lumea de azi. Deci, doamnele le-au trimis subiectele, dar pentru că doi dintre ei nu au mai plătit banii promiși, subiectele au fost schimbate pe ultima 100 de metri. Băi, ce tare asta, băiatule. Înțelegi? Deci, și l-au ars și pe ăla care a plătit? Nu, ăla a primit, actualizare. Stați pe numărul 1. Înțeleg? Deci ăia doi au plecat pe fentă. Da, au zis, hai că le facem pe doamnele Cerasela și pe Păunița. Da, ce o să ne fac? Și doamnele Cerasela, a, faci mescambe cu mine? Ia schimbă-le subiectele, ha, da. Și pagina 84. Vezi că aici le-a făcut cheia, că și ele sunt acoperite, că le-au dat pachetul, revenim la pachet. Primul punct din pachet, toate subiectele. Da. Din alea le-a dat. Da. Dar ei fraieri au luat punctul 3, direct subiectul... Exact. Da. Precis. Și manualul subliniat. Și atunci... La audieri, cele două doamne manager au susținut că banii erau, de fapt, un soi de protocol pentru membrii Comisiei de Examinare, așa poate cum uțe, Coca-Cola, da. Cum cazare, d-astea. Însă cei care au făcut denunțul, scrie publicația ziare.com, au dat toate detaliile. Unii au explicat, chiar asta e foarte mișto, unii, citez, au explicat pentru anchetatori că banii ajungeau la profesorii examinatori pentru cumpărături la muzeu, adică la magazinele duty free din Galați. Știu că avem ce mulți mișto ascultători în Galați. Este adevărat că magazinele duty free din Galați se cheamă la muzeu? Adică... Uite, n-am auzit chestia asta.
Știi că atunci când mai plec în vacanță și ajung în orașe pe străzi scumpe, da, e o stradă în Roma, cum Dumnezeu îi spune, frate, con ceva, unde da, sunt tot da, numai magazine. Asta și eu zic, hai că ne ducem pe strada aia ca la muzeu, ca ne la uităm muzeu, în vitrine da, ca la muzeu. Corect. Oricum nu poți să te apropii Condotica, de nimic. Via Condotii, nu? Cred că da, bar, e, da, foarte pe, scump. Pe totul, vremuri erau duty free-uri în România de care nu te puteai cine atinge că n-aveai cu ce să plătești. Păi, aia erau se ilegal. Se chemau shop-uri. Shop-uri, da, da. Bun, deci la muzeul în Galați. Un alt medic mituitor dintre aceștia a dat șpagă în natură, la propriu, adică a dat fazan, iepuri, brânză, salam. Produsele ar fi trebuit împărțite cu toți profesorii examinatori, doar că pachetul a rămas integral la profesoara pe numele căruia a fost expediat, deci practic a sacoșat faza. Doamne, nu s-a putut abține când am văzut eu, uite voi, iepure. Mamă, ce tocană de iepure. Ce trebuie să împărțim iepure? Ei, cum să împărțim iepurele acum cu profesorul? Nu alegi nimic de el. Da. Dacă îl împărți, e mic. Da. Asta că păstrăm noi. Ce mai avem? Fazani. Păstrăm și fazanii, dragă. S-a dat închisoare cu suspendare pentru toți inculpații. Câte 120 de zile de muncă în folosul comunității. S-au dat și amenzi penale, niște mii de lei, și s-a dispus și confiscarea sumelor primite drept mită. Păi și fazanii? Fazanii și iepurele nu cred că i-au mai recuperat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.